Iisus, amin. Doamne, am murit împreună cu Tine. Am pus viețile noastre în mâna Ta și ne-am dăruit cu totul Ție. De aceea, Doamne, credem, știm că vom și învia împreună cu Tine.
Din toată inima, Doamne, te lăudăm, te binecuvântăm pentru că bun ai fost cu fiecare dintre noi, da, și te lăudăm pentru că Tu ești bun și bunătatea te înconjoară. Mulțumim că ne-ai oferit harul acesta să gustăm din bunătatea Ta și să vedem bunătatea Ta. Mulțumim că Te porți cu noi cu bunătate în fiecare zi. Doamne, nu a meritat să fii atât de bun cu noi. Mulțumim pentru că în împrejurări în care alții se poartă cu răutate, Tu te porți cu bunătate față de noi. Și mulțumim, Doamne, că întotdeauna ne-ai înconjurat cu bunătatea Ta, mărit și slăvit să fie numele Tău. Vrem din bunătatea Ta și de la Tine să învățăm ce înseamnă bunătatea și Te rugăm, Doamne, să ne ajut să fim și noi buni, buni unii cu alții și buni, Doamne, vrem să fim buni înaintea Ta. Din toată inima, Doamne, vrem ca în seara aceasta să Te slujim și să ne închinăm cu tot ce avem mai bun în noi. Punem inima noastră, Doamne, înaintea Ta, punem gândurile noastre, punem mintea noastră, le proșternem, Doamne, înaintea Ta și împreună cu ele aducem și trupul nostru și sufletul nostru și Te rugăm, Doamne, ca Tu să primești această închinare a noastră. Ne rugăm și Te rugăm să binecuvintezi întreaga adunare, amin, să binecuvintezi locul acesta, să binecuvintezi timpul pe care îl petrecem în locul acesta și dorim, Doamne, ca din tot ceea ce facem în seara aceasta, numele Tău, Doamne, să fie făcut de cinste și de slavă. Ne rugăm și pentru cei care nu sunt împreună cu noi. Doamne, Te rugăm să-Ți întinzi și să-Ți arăți bunătatea Ta și față de ei. În mod special pentru cei care sunt în suferință, Doamne, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt pe pat de spital. Doamne, Te rugăm să-Ți arăți bunătatea Ta. Te rugăm, e adevărat, să-Ți arăți și puterea, să-Ți arăți și slava. Doamne, Te rugăm să dai și vindecare și în toate acestea să se vadă cât ești Tu de bun. Mulțumim că ne-ai ascultat această rugăciune și, Doamne, mulțumim că vei asculta toate rugăciunile noastre din seara aceasta. Mulțumim că vei primi și laudele noastre și mulțumim că încă o dată, prin cuvântul Scripturilor și Duhul Tău cel Sfânt, vei vorbi sufletelor noastre. Binecuvântat să-Ți fie numele Tău cel bun în veci de veci. Amin. Amin. Din cartea de cântări Harfa Iubirii ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 68. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste. Citi versetul 4. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Lăudăm pe Dumnezeu și prin cântare de sub numărul 56, Doamne, Tu ești Dumnezeu și vei domni în veci, întreg pământul este plin de slava Ta. Doamne, Tu ești Dumnezeu.
s-a înălțat. Dacă este adevărat că Domnul Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor, la fel de adevărat este și faptul că El s-a înălțat la ceruri și spunea Mântuitorul, Domnul Iisus, sau de fapt îngerii spuneau lucrul acesta că va veni iarăși, binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să pornesc de la o întrebare și Domnul Iisus Hristos făcea o afirmație legată de poruncile Lui și zicea așa, poruncile mele nu sunt grele. Sunteți de acord cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos? Că poruncile Lui nu sunt grele. În după amiaza aceasta eu m-am oprit la o poruncă, este porunca din versetul 4 și vă rog să rețineți, acolo este poruncă. Zice, le-a poruncit să aștepte. Le-a poruncit să aștepte. E greu să aștepți. Se pare că românii sunt în top șoferii în ceea ce privește folositul claxonului. Se folosește des claxonul, știți de ce? Nu vrem să așteptăm. Ne încurcă cineva în circulație și nu vrem să așteptăm și începem să folosim claxonul, așa. Și nu e ușor, nu e ușoară așteptarea. Am făcut destul de mult timp naveta cu trenul și normal, când te duci la tren, te duci cu cel puțin 10 minute mai devreme. Și era curios așa pentru mine să văd cum se manifestă oamenii care așteptau. Și unii fumau, alții se plimbau, alții mai făceau nu știu ce, dar era o stare de spirit așa diferită când aștepți. E când se mai anunța și faptul că trenul are întârziere, să vedeți atunci cum se manifestau aceia care așteaptă. Și înțelegem că nu este lejer, nu este ușor, nu este în firea noastră să așteptăm. Suntem foarte grăbiți. Un frate de-a nostru foarte evlavios s-a rugat la un moment dat și a zis așa, Doamne, te rog să-mi dai răbdare, dar să-mi o dai acum. Adică eu n-am timp să aștept până când te gândești tu să-mi o dai și dacă tot, atunci acum să-mi o dai acum. Și nu e ușor, zic, nu este ușor să așteptăm, dar este un exercițiu necesar și vă rog să rețineți, aici Domnul Iisus Hristos nu i-a sfătuit pe ucenici, Domnul nu le-a sugerat să aștepte, ci efectiv Domnul este acela care le-a poruncit să aștepte. Și dați-mi voie să vă spun că e delicat să aștepți, e greu să aștepți. Dacă nu mă credeți, haideți să ne uităm la Avram. Îi făgăduiește Dumnezeu și îi spune Dumnezeu că îi va da o sămânță de urmaș și Avram începe să aștepte. Numai că la un moment dat își cam pierde răbdarea. La un moment dat Avram nu mai așteaptă și Avram acționează firește, acționează după logica omenească și se naște Ismael. Și multe probleme de aici. Dacă vreți un argument în plus că este greu să aștepți, v-aș duce cu gândul la primul împărat al lui Israel, la Saul, și când era în război cu filistenii, la un moment dat Samuel a spus să aștepți 7 zile. Să aștepți acolo 7 zile și a așteptat Saul și a așteptat. Și văzând că Samuel nu vine, n-a mai așteptat. Dacă ne uităm în Apocalipsa, în capitolul 6, la versetul 10, Scriptura ne spune că până când și acelor care au suferit martiraj, la un moment dat le-a venit greu să aștepte. Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor, adică, Doamne, ne-am săturat să așteptăm. Și este ceva în noi căreia nu-i place așteptarea, și nu ne place să așteptăm. Oh, e adevărat, plângerii lui Ieremia, capitolul 3, versetul 26, acolo Dumnezeu spune prin prorocul Ieremia, zice, bine este să așteptăm în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. E bine să-L așteptăm, dar întrebarea este, avem suficientă răbdare și avem suficientă credință sau încredere în Dumnezeu încât să-L așteptăm? Uneori noi suntem dezamăgiți în așteptările noastre, așteptăm și când lucrurile nu curg așa cum am vrea noi, suntem dezamăgiți în așteptările noastre. Vă aduceți aminte și iau iarăși două exemple de data aceasta din Noul Testament. La Betesda, Ioan capitolul 5, Scriptura ne spune că în pridvoarele de la scăldătoare aceasta erau o mulțime de bolnavi care așteptau tulburarea apelului. Ce se întâmpla?
Un înger al lui Dumnezeu se cobora din când în când, spune Scriptura, și tulbura apa. Câți erau vindecați? Numai unul. Cum erau ceilalți care au așteptat? Dezamăgiți. Dezamăgiți. Și mai ales omul acela cu care intră Domnul Iisus Hristos în vorbă, bolnavul acela de 38 de ani, el vine și spune, aștept, dar aștept degeaba. Și așteptarea aceasta uneori este chinuitoare, este sfâșietoare. Când surorile lui Lazar, Ioan capitolul 11, trimit după Domnul Iisus Hristos, care era așteptarea lor acum? Ca Domnul să lase toate celelalte preocupări și să vină să se ocupe de problema lor, să se ocupe de ceea ce le frământa pe ele. Și când Domnul nu procedează așa, dezamăgire. De ce n-a venit? Și, dragii mei, este o tendință a noastră, este ceva în firea noastră așa ca noi să așteptăm și dacă lucrurile nu curg conform așteptărilor noastre, apare dezamăgirea aceasta, apare așa sentimentul acesta de descurajare. În seara aceasta aș vrea să înțelegem câteva aspecte și mai întâi aș vrea să înțelegem faptul că așteptarea este dovada încrederii noastre în Dumnezeu. Atunci când așteptăm, noi de fapt spunem Dumnezeu știe ce face. Eclesiastul capitolul 3 este un capitol pe care cred că îl cunoașteți și așa începe, zice, toate își au vremea lor și toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Cine l-a fixat? Dar a greșit Dumnezeu că nu ni l-a comunicat și nouă. Nu să ne spune când e vremea plânsului și când e vremea râsului. Cât durează plânsul și cât durează râsul. Când e vremea zidirii și când e vremea dărâmării. Domnul nu ne-a spus asta. Dar Scriptura vine și ne spune că Dumnezeu a fixat pentru toate un timp. Și atunci când eu aștept, când eu aștept ca Dumnezeu să lucreze, eu de fapt nu fac altceva decât îmi arăt încrederea mea în Dumnezeu. Știe Dumnezeu ce face, știe Dumnezeu cum face și știe Dumnezeu când face. Apoi, așteptarea este de fapt și o dovadă a răbdării noastre. Despre poporul Israel, la un moment dat, se face mențiunea aceasta, zice, și-au pierdut răbdarea pe drum. Aveau făgăduința clară, aveau făgăduința unei țări, țări bune, numai că n-au mai așteptat și-au pierdut răbdarea pe drum. De aceea, dragii mei, în seara aceasta vreau să înțelegem cât de importantă este în viața noastră așteptarea. Dar întrebarea este ce ar trebui să așteptăm noi? Care sunt așteptările noastre? Și în același timp să ne verificăm, mai avem noi aceste așteptări? Ce ar trebui să așteptăm noi? Păi, în primul rând, ar trebui să așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele. Ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Să aștepte făgăduința Tatălui. De multe ori noi suntem descurajați, suntem așa dezamăgiți, pentru că așteptările noastre sunt așteptări nerealiste, adică așteptăm lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a promis. Și noi am așteptat așa, am așteptat ca Domnul să lucreze așa cum l-am sfătuit noi, așa cum ne-am dorit noi, dar Domnul nu ne-a promis niciodată că va face lucrurile acelea. Și de aceea, mai întâi și mai întâi, așteptările noastre ar trebui să fie bazate pe promisiunile lui Dumnezeu, pe făgăduințele lui Dumnezeu. Așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința și este un lucru pe care ar trebui să-l așteptăm fiecare dintre noi. Apoi, ce ar trebui să așteptăm noi? Ar trebui să așteptăm împărăția lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 3, versetul 13, acolo Scriptura spune următoarele. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. În rugăciunea Tatăl nostru noi așa zicem, facă-se voia ta și vie împărăția ta. Întrebarea este, mai așteptăm împărăția cerurilor? Mai așteptăm împărăția lui Dumnezeu? O cântare veche, foarte veche, nu pot să vă o cânt, dar vă recit doar versurile la prima cântare, la prima strofă și refrenul. Un poet de cântare spune așa, inima mereu suspină după țara cea de sus.
după țara de lumină unde rege e Iisus. Și refrenul spune, ah, mi-e dor. Mi-e dor de casă, de căminul minunat, unde sfinții stau la masă și al meu mire e împărat. Ne e mai dor? Mai așteptăm împărăția lui Dumnezeu? Ar trebui să o așteptăm, dragii mei. Este lucru pe care ar trebui să-l așteptăm mai mult decât orice, împărăția lui Dumnezeu. Ce ar trebui să așteptăm noi? Ar trebui să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Dacă citeam întreg paragraful așa de în Faptele Apostolilor, capitolul 1, îngerii au spus, acest Hristos care s-a înălțat la ceruri va veni iarăși și va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Întrebarea mea este, îl mai așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Noi ar trebui să-l așteptăm. Noi ar trebui să-l așteptăm cu dorința aceea și în cartea Apocalipsa, vă aduceți aminte ce frumos se încheie cartea Apocalipsa. Și cine aude să zică, vino, mireasa este aceea care zice vino și cine aude să zică, vino. Și era completarea apostolului, vino Doamne Iisuse. Mai așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Nu e ușoară așteptarea. Vă spuneam că așteptarea e foarte delicată, e foarte grea. Vedeți, noi am așteptat ca Dumnezeu să ne răspundă instant la rugăciunile noastre. Și chinuitor atunci când Dumnezeu nu ne răspunde. Și parcă suntem tentați să abandonăm. Daniel, vă aduceți aminte de împrejurarea aceea în care Daniel se roagă și Daniel continuă să se roage și vine mai târziu îngerul Gavril și îi face o asigurare. Zice, rugăciunea ta a fost ascultată din... Și cât a avut Daniel de așteptat? Dar cum a așteptat Daniel? Cum a așteptat? Continuând să se roage. Putea Daniel să spună, m-am rugat, dacă Dumnezeu n-a intervenit, dacă Dumnezeu n-a lucrat, să fie renunțat la rugăciune. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos le poruncește ucenicilor să se roage. Cum așteptau ucenicii? Rugându-se. Stăruind în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem, dragii mei, nu e ușoară așteptarea. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. De câți ani așteaptă fratele Nicanor cu sora Antoaneta? Nu? Ca Dumnezeu să lucreze la fetele lor și alții asemenea lor. Și greu. E greu să aștepți. Numai că asta este dovada încrederii noastre în Dumnezeu. Este dovada faptului că noi ne încredem pe deplin în puterea lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră când unul dintre cei dragi nouă este în sala de operație. Cât de greu este să aștepți până iasă doctorul de acolo. Până ți se spune ceva. Nu e ușoară așteptarea. De aceea, după amiaza aceasta, ne rugăm și spunem, Doamne, în vremurile acestea, dă-ne răbdare să așteptăm. Dar am vrea să avem așteptări realiste, așteptări care să se bazeze pe cuvântul Tău. Am vrea să așteptăm împărăția Ta, cerul acela nou, pământul nou, în care va locui neprihănirea și să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. În același timp însă, noi continuăm să ne rugăm și cerem așteptăm ca Dumnezeu să lucreze la aceea pe care îi aducem înaintea lui Dumnezeu. Și vom aduce înaintea lui Dumnezeu și în seara aceasta. Pe unii vom aduce înaintea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pe alții vom aduce înaintea lui Dumnezeu pentru călăuzire. Pe alții vom aduce înaintea lui Dumnezeu pentru vindecare. Noi ne rugăm și apoi așteptăm. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Așteptăm ca Dumnezeu să fie acela care, după planul Lui, după voia Lui și spre slava Lui să intervine. Haideți să ne ridicăm și împreună cu frați, surori, vom veni înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune. Da. Mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul care ne-a dat.
Doamne, Doamne, dă-ne să scrie în Scriptură că vei veni de pe pregătirul loc și vei veni pe ei la tine, Doamne. Te rog, Doamne, Tatăl meu, care ești în cerul din numele Domnului nostru Iisus Hristos, curățește-ne, Doamne, sfințește-ne, Doamne, fără-ne pe pregătirea la tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să trăim, Doamne, zi de zi, pocăință, Doamne. Înțelește-ne în tine, Doamne, Iisus Hristos, Doamne. Fie la aici, ta și te rog, Doamne, noi să ne rântuim, Doamne. Eu te chem să vii, Doamne, dar în aici, Doamne, o protește și mântuiește copilacilor. Amin. Și trage în față de noastre, Doamne. Doamne, Iisuse, sunt în părtăție cu tine, Doamne. Te rog, ai milă, Doamne, de bolnavii, Doamne, Doamne. Sunt mult, Doamne, atinge-te de ei, Doamne, de vindecare, Doamne. Slavă, Sfinte, glorie și onoare să fie a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Și eu vreau să laud și să preamăresc în numele Tău, căci Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și nu este nimeni ca Tine. Tu ești cel mai puternic, ești cel mai bun și Tu ai pregătit pentru noi o țară a păcii, o țară a fericirii. Dar acum, pe pământul acesta, avem de dat teste după teste, printre care este și testul răbdării, testul așteptării, testul perseverenței. Doamne, nu ne lăsa să ne prindă somnul. Dăduiește-ne credință și încredere în promisiunile Tale. Ridică-te peste noi stările de oboseală spirituală. Înflăcărează duhurile noastre slăbălogite, Doamne. Dă-ne duh de rugăciune, Doamne. Sfințește-ne, Doamne, pașii care mai facem pe acest pământ. Pentru fiecare, Doamne, strig înaintea Ta, sunt frații mei, Doamne. Te rog, ajută-ne să fim vegheatori, să fim fecioare înțelepte, să avem candela plină. În numele Tău, Iisus, și prin Duhul Sfânt m-am rugat, întărește-ne pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Amin.
Ocupăm locurile și cântăm spre slava lui Dumnezeu. Cu toții ne închinăm înaintea Domnului prin cântarea de sub numărul 153. Purtăm în suflet dor de veșnicii și în orice clipă îl vestim. Suntem pe veci ai cerului sfinți fii și pentru el oricând vrem să trăim. Purtăm în suflet dor de veșnicii.
Slăviți să fie Domnul! Amin. În numele Domnului Iisus Hristos cel înălțat, vă salutăm în după-amiaza aceasta pe toți cei prezenți în casa lui Dumnezeu și vă dorim binecuvântarea Domnului. Este prima noastră întâlnire în ziua de înălțare. Nu ne-am adunat niciodată de când s-a deschis biserica și dați voie să fac puțin, să motivez de ce nu ne-am adunat. Probabil că cei mai unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că atunci când s-a înființat biserica, fratele Busuioc era propus să rămână păstor la ambele biserici. Și atunci slujba de peste săptămână de la Biserica Sfânta Treime a fixat-o joia și cum înălțarea întotdeauna era joia, pică joia într-o zi de joi, atunci nu a făcut concurență. Spunea fratele Busuioc de fiecare dată, cei care doriți închinarea, veniți la Biserica Sfânta Treime. A fost ales fratele Zaharie Arnăut păstor, dar i-au continuat o bucată de vreme să se adune tot joia. Și atunci am zis, hai să nu fim interpretați că am schimbat noi și ne adunăm și noi. Și din nou făceam aceleași anunțuri, cei care doriți închinarea, mergeți la Biserica Sfânta Treime. Și așa am mers an de-a rândul. M-am sfătuit cu fratele Sergiu, cu frații din comitet și am considerat că este bine, este de dorit să ne adunăm ca biserică și în ziua de înălțare. În contextul acesta, încă o dată vă spunem, fiți bineveniți la închinare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm cu drag și pe cei care se închină cu noi de acasă, pe aceia care nu pot să fie cu noi în ziua aceasta de înălțare, dar ne rugăm ca Duhul lor să fie înălțat spre ceruri și ei să fie edificați, să fie întăriți în omul din lăuntru. De asemenea, ca de fiecare dată, salutăm și pe cei care sunt departe de casă, dar care și-ar fi dorit să fie în zile de sărbătoare, mai ales împreună cu familiile. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi aici și pe cei dragi nouă frații noștri, oriunde s-ar afla. Amin. Și în seara aceasta ne vom bucura de cântare, ne vom bucura de poezie și în mod special ne vom bucura de cuvânt de la Domnul pe care îl așteptăm pentru sufletele noastre. Așa că după cântarea corului, sora Silvia Bălan va da slavă lui Dumnezeu printr-o poezie, sora Cecilia o cântare,
Sora Melania, poezie și apoi din nou corul de slavă Domnului.
Nu sunt nimic. Sunt doar un bulgar, un pumn de tine frământat de tine. Un praf de lut pe care l-ai cules de jos și l-ai udat cu lacrimi și putere, în care ai pus viață și suflare și voință. De n-ai fi mers Iisus până la cruce, de n-ai fi înviat dintre cei morți, de nu te-ai fi urcat în slavă sus la Tatăl, eu eram mort, pierdut și un suflet gol. Din ziua când am înțeles iubirea și jertfa și iertarea ta, mi-ai dăruit lumină și povață și noi puteri să urc pe calea ta. În fiecare zi de atunci tu ești cu mine și ești în mine chipul minunat. Îmi ești balsam și mângâiere, dar și un bun prieten minunat. Cu tine pot vorbi de toate și în orice vreme ar fi, tu mă asculți. Ești lângă mine și în miez de noapte, când sufletul mi-e frământat, când inima îmi suspină după tine, când sufletul te înalță ca pe un împărat, tu ești nădejdea mea, ești scutul și scăparea mea, ești dragul sufletului meu. De aceea te slăvesc, te ador și te iubesc, Iisus, Mântuitorul meu. Amin. Ta să mă închin ca să fiu umplut cu har divin. În lumina ta aș vrea mai mult să cunosc slăbiciunile și să cred în iubirea ta. Cheamă-mă și voi veni la tine când sunt slab, te rog tu să mă sprijine.
și voi veni la tine. Când sunt slab, te rog tu să mă sprijinești, ca vulturul spre cerul mă voi înălța și veșnic voi trăi. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Trei cruci se înalță sus pe cer, pe Golgota deodată, și țintuiți pe ele pier cei condamnați de gloată. Sunt doi tâlhari ce au făcut nelegiuiri în lume, iar între ei, umil, tăcut, un om cu fapte bune. Iisus e acela dintre ei și un tâlhar îi spune: adu-ți aminte dacă vrei în ceruri și de mine. Iisus privește spre tâlhar și spune cu iubire: tu, astăzi, ai un mare har să intri în mărire. Adevărat îți spun prin grai, noi, astăzi, împreună, vom fi acolo sus, în rai, în țara de lumină. Iar când Iisus a isprăvit răscumpărarea în moarte, tâlharul-i primul izbăvit de-a sale mari păcate. El, cel din tâi s-a bucurat de jertfa minunată, e primul rod ce stă curat cu Domnul la oaltă. Primește, Tată, fiul tău, cu primul rod la tine, e un tâlhar destul de rău, dar mântuit prin mine. Pedeapsa sa am luat-o eu și i-am promis pe cruce, când m-a păsat păcatul greu, că în ceruri îl voi duce. Amin. Thank you.
Mărturisesc așa că închinarea din seara aceasta așa, m-a cercetat într-un mod deosebit, în mod special și poeziile și cântările corului, cântarea Ceciliei. Obișnuiam în fiecare sâmbătă, știind că duminica urmează să slujesc, undeva pe deal aveam locul meu de stat cu Domnul și cu această cântare îmi începeam părtășia cu Dumnezeu și cu această cântare mă despărțeam cumva de Domnul și așa pregăteam slujirea. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a chemat să-L urmăm pe El. Și mă gândeam în seara asta de nu ne-ar fi chemat Domnul. Oare unde am fi fost noi în seara asta? Oare ce ar fi fost de noi? Cum am fi fost? Dar ne-a chemat El, slăvit să fie El. Amin. Și uitați-vă în ce loc minunat putem să fim pe pământul acesta. Cu atât mai mult când ne vom înălța ca vulturii. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă este voia lui Dumnezeu, ne întâlnim și mâine seară, la aceeași oră, ora 19, la casa Domnului. Domnul să fie cu noi. Amin. Și să ne ajute să putem să venim în casa Domnului. Sâmbătă dimineață pentru frați, pentru bărbații care sâmbătă nu se duc la lucru și care au timp liber, sau să zic altfel, pentru frații care vor să primească răsplată de la Domnul, cei care au muncit, ei se ocupă cu munca, cu partea frumoasă a lucrurilor, dar rămân destul de multe lucruri, resturi și vrem să fie curat în casa lui Dumnezeu. Așa că pentru un ceas, estimativ cam așa, un ceas, sâmbătă dimineață, o să mai zicem și mâine seara, băieții, frații, bărbații, în mod special, sunt așteptați ora 9 la casa lui Dumnezeu. După amiaza este întâlnirea tinerilor. Duminică venim din nou la casa Domnului, a lui Dumnezeu să fie toată slava pentru toate în veci. Amin. Acum cântăm împreună pentru slava lui Dumnezeu
și ne închinăm înaintea Domnului nostru cu darul nostru de bunăvoie. Slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 125. Nici de cum, nici de cum, niciodată, gândul meu altui Domn nu-l aștern. În Iisus viața mea e bogată, un izvor din etern în etern. Nici de cum, nici de cum, niciodată, gândul meu altui Domn. File, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut, mergând la cer. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului.
Dumnezeule mare și sfânt, îți mulțumim pentru că și în această după-amiază putem să fim în casa ta, Doamne. Te rog, Doamne, să ne vorbești la fiecare potrivit cu nevoile din viața noastră, Doamne. Ajută-ne să fim martori credincioși pe acest pământ, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi și aceste daruri, Doamne, de bunăvoie, Doamne. Te rugăm, Doamne, să meargă acolo unde este nevoie de ele, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvântezi în continuare biserica aceasta și să binecuvântezi familiile noastre. Îți mulțumesc pentru toate. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Cel mai minunat, cel mai frumos, cel mai de dorit loc din întreg universul acesta este cerul. E și ținta noastră, este și dorința noastră, ne dorim să ajungem acolo. Este locul de unde a venit Domnul, este locul unde s-a înălțat Domnul, este locul unde Domnul s-a dus să ne pregătească un loc, este locul de unde a promis că El va reveni, se va întoarce și ne va lua împreună cu El ca să fim pentru totdeauna nedespărțiți în cerul Său. Cerul este un loc în care este caracteristică sfințenia, în care este caracteristică cântarea, lauda, închinarea, părtășia și tot ce este bun și frumos. Doar că în istoria cerului au fost două momente care au ieșit puțin din tiparul acesta, ceea ce se întâmplă în cer și a ceea ce reprezintă cerul. Unul a fost când undeva, nu știm când, una dintre ființele create în cer, una dintre acele ființe create și binecuvântate cu multă strălucire, s-a răzvrătit și a vrut să fie mai presus decât Dumnezeu și a atras împreună cu ea o parte din oștirea cerului. Acela a fost un moment când în ceruri n-a mai fost vorba despre închinare, când în cer n-a mai fost vorba despre cântare, ci în cer a fost vorba despre război. Și cel mai mare război a fost acesta, un război cosmic, un război în care a fost implicat cerul. Al doilea moment a fost acela când în ceruri s-a adresat o întrebare. Cine va merge să moară pentru cei păcătoși? Asta e ca și când ai cere cuiva să facă nu știu ce lucru astăzi, bineînțeles, la o altă scară, și s-a făcut tăcere și liniște, dar de undeva, dintr-un loc cu totul și cu totul neașteptat, de la ființa cea mai sfântă și strălucitoare, s-a auzit un răspuns. Și a spus, iată-mă, trimite-mă, mă duc eu. Eu cred că în momentul acela, bucuria îngerilor a pierit. Eu cred că melodia lor a stat. Glasurile lor au tăcut. Cu atât mai greu a fost momentul în care a venit acea clipă în care cel care a spus că va merge și va veni să moară pentru păcătoși, a trebuit să părăsească cerul. Și mă gândesc ce-o fi fost în cer, în ziua în care cea mai iubită ființă a cerului s-a dezbrăcat de slavă, s-a coborât de pe tron și a venit în lumea plină de ocară și plină de păcat. Mă gândesc ce-o fi fost în inima îngerilor când au văzut că acela căruia îi se închinau și îi cântau în slavă și în glorie se naște într-un grajd și într-o iesle. Și 33 de ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos a lipsit dintre ei și din locul acela. Dar anii aceștia au trecut. Și a venit ziua în care El s-a înălțat la cer. Și acum m-am gândit așa. Dacă în clipa plecării îngerii au tăcut, melodia s-a oprit, oare când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat și a revenit în ceruri, ce-o fi fost acolo?
Ce bucurie or fi avut îngerii în ziua aceea când Domnul Iisus Hristos, după atâta timp, se întoarce acasă, se întoarce în ceruri, acolo unde este locul. Cum or fi cântat îngerii? Ne știm cum au cântat pe câmpia Betleemului. Au cântat ei. Dar cum or fi cântat acum? Când împăratul lor, când conducătorul lor s-a întors acasă. Dragii mei, nu știm cum a fost, dar vom vedea în ziua aceea când vom ajunge acasă. Și Doamne ajută-ne să ajungem acasă. Mai este ziua înălțării și despre înălțare vorbim și cred că toți oamenii la un moment dat sau altul își doresc să se înalțe. Depinde de planurile despre care vorbim, dar toți ne dorim să fim înălțați. Unii își doresc pe plan profesional, alții își doresc în plan material, alții își doresc în plan spiritual și printre aceștia suntem și noi, pentru că anul acesta ne dorim să... Ce ne dorim? Păi să fim mai buni, adică ne dorim să ne înălțăm, să mai creștem, mai o treaptă. Și nu e ceva rău în asta și e bine să nu stai și să rămâi acolo și la fel am vorbit noi despre plafonare. Dar în contextul acesta al înălțării am observat un cuvânt care se repetă pe partea aceasta de Scriptură unde este pasajul acesta al înălțării. Dacă vă veți uita în Evanghelia după Ioan, începe și spune versetul 26, după 8 zile, după. Capitolul 21, după aceea. Versetul 15 din capitolul 21, după ce au prânzit. Versetul 2 din capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul. Versetul 3, după patima lui li s-a înfățișat. Versetul 9, care ne prezintă clar realitatea aceasta a înălțării, care și spune așa, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat. Dragii mei, vreau să subliniez în seara aceasta un aspect legat de înălțare, că înălțarea vine doar după. Adică trebuie să fie ceva înainte de înălțare. Nu se poate înălțare direct. Nu se poate să sari peste niște etape. Nu merge. Nici chiar de pe cruce nu s-a putut sări peste niște etape ca să se ajungă în cer. Și acolo a fost nevoie de pocăință și acolo a fost nevoie de regret. Și doar așa, e adevărat că într-un mod mai rapid, tâlharul a reușit să se înalțe și să ajungă în cer cu Dumnezeu. Dar înălțarea vine doar după. Și Domnul nostru Iisus Hristos se înalță după. Și astăzi vorbim de înălțare, dar întotdeauna în conștiința noastră și în mintea noastră și în fiecare zi a vieții noastre ar trebui să fie ce a făcut Iisus Hristos înainte de înălțare. Și înainte de înălțare, Iisus Hristos a murit, a pătimit, a suferit, a fost răstignit, a fost scuipat, bătut. Asta a fost înainte de înălțare și după lucrurile acestea a venit și înălțarea. Acum, mesajul din seara aceasta este unul mai atipic, mai altfel, în sensul că nu va fi pe puncte, ci va fi cu exemple din Sfânta Scriptură și am văzut, privind de la expresia aceasta după, privind pe paginile Sfintei Scripturi, am observat că acesta este modul de lucru al lui Dumnezeu și Dumnezeu înalță, dar după. Și eu vă prezint câteva exemple în seara aceasta. Primul dintre ele este al unui tânăr care ajunge să fie prim-ministru în cea mai importantă dintre civilizațiile și dintre țările din lumea de atunci. O civilizație foarte dezvoltată, atât de dezvoltată în vremea de atunci, încât astăzi, la mii de ani distanță, încă nu există răspunsuri pentru ceea ce au reușit să facă egiptenii atunci. Au fost atât de iscusiți și au fost atât de înțelepți și atât de abili, încât ceea ce au construit în urmă cu mii de ani a rămas în picioare și astăzi.
Ori noi vedem că astăzi se face cu tehnică, cu tehnologie, cu materiale, auzim noi, de înaltă calitate, se face azi și după 3 zile, noroc bun, că se strică. Au făcut în urmă cu mii de ani lucrul acesta. Și în țara aceasta atât de dezvoltată, Dumnezeu înalță un tânăr și îl pune să fie prim-ministru în țara aceasta. Cine este acest tânăr? Iosif. Dumnezeu îl înalță pe Iosif nespus de mult. Dumnezeu îl înalță pe Iosif la o treaptă de neimaginat, de necrezut. La un moment dat, faraon vine și îi spune: numai tronul ne desparte pe noi. Numai originea, genealogia, altfel. Ești ca un faraon, ești ca un Dumnezeu aici. În înalță Dumnezeu nespus de mult. Dar înălțarea lui Iosif vine după. După. Nu se poate să ajungi așa direct. Nu se poate să fii luat din sânul familiei unde Iosif ocupa iarăși un loc. Un loc privilegiat. În sânul familiei Iosif ocupa un loc foarte privilegiat. Cel mai iubit dintre copii cine era? Era Iosif. Cele mai bune lucruri cui se ofereau? Lui Iosif. Numai că Dumnezeu are în plan să-l ridice pe tânărul acesta, să-l înalțe. Și pentru a-l înălța, Dumnezeu trebuie să-l treacă pe Iosif. Și înainte ca Iosif să ajungă prim-ministru în Egipt, pe unde trebuie să treacă? Hai să le luăm așa. În groapă. Iosif trece prin groapă. Să fii în groapă nu-i ușor. Avem noi expresia aceasta cu un picior în groapă. Asta înseamnă că ești jos. Asta înseamnă că ești prăbușit. Asta înseamnă că tu nu mai ai variante, că tu nu mai ai soluții. Ești acolo, ești în groapă. Din groapă e scos și unde ajunge? Rob. Ce progres. Eu cred că au fost momente în care Iosif s-a gândit așa, mai bine era în groapă. Și câteodată și noi ne gândim, bă, mai bine era cum a fost. Și Iosif ajunge să fie rob. Și nu-i ușor să fii rob. Și nu numai că ajunge rob, dar lucrurile nu se opresc aici. După ce scapă de robie, ajunge în închisoare. Locul cel mai de jos, mai jos decât atât unde să te duci. Din groapă în robie și din robie în închisoare. Ce școli are Dumnezeu. Ce ateliere are Dumnezeu. Ce căi are Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu s-ar gândi la așa ceva. Niciun părinte nu s-ar gândi pentru copilul lui la o asemenea evoluție, la un astfel de parcurs. Nimeni. Dar Dumnezeu știe ce face El. Slăvit să fie numele Lui. Și după ce Iosif ajunge în groapă, după ce Iosif ajunge să fie rob, și după ce Iosif stă în temniță și nu puțin și nu-i ușor în temniță, Dumnezeu îl scoate de acolo și ajunge prim-ministru. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, înălțarea vine după. Poate vrem să fim înălțați, poate nu în lucrurile acestea pământești și materiale, poate strict în ziua aceea, când va fi și va trebui să părăsim pământul. Dragii mei, ca să fii înălțat în ziua aceea, până acolo trebuie să urmezi un anumit traseu. Dar vă dau un alt exemplu, ca nu cumva să credem că acesta este singurul. La un moment dat, Dumnezeu hotărăște să ridice un alt om, la ani distanță. Și Dumnezeu hotărăște să-l ridice pe omul acesta nespus de mult. Așa de mult încât cred că nimeni n-a mai fost ridicat la statura, n-a mai fost înălțat la statura la care a fost înălțat omul acesta. A fost înălțat atât de sus, încât a ajuns să fie de temut pentru toți, chiar și pentru egipteni.
a fost atât de înălțat încât Dumnezeu i-a oferit harul acesta să stea în prezența lui și să vorbească gură către gură cu Dumnezeu. A avut harul acesta ca în mâinile lui să primească singurele scrieri scrise de însuși degetul lui Dumnezeu. Cine este acesta? Moise. Și Dumnezeu îl înalță pe Moise. Dumnezeu îl pune pe Moise să conducă poporul. Dumnezeu prin Moise face semne și minuni extraordinare. Dar știți când vine înălțarea? După. După. După ce? De unde îl ia, din ce facultate, din ce școală îl ia Dumnezeu pe Moise ca să-l înalți aici? Ce îl face pe Moise să se califice pentru astfel de misiune? 40 de ani la oi. 40 de ani la oi. Da, vă spuneam că Iosif a fost privilegiat la început și după aceea a trecut prin groapă, robie și închisoare. A Moise cum a fost la început? Asta e modul în care lucrează Dumnezeu. Te ia de pe scaunul pe care stai foarte bine, foarte confortabil și începe Dumnezeu să te coboare și să treci pe jos. E adevărat că nu te lasă singur. Și dacă veți citi istoria lui Iosif, peste tot pe unde a mers, ni se spune un lucru. Domnul a fost cu el, slăvit să fie numele Domnului. 40 de ani la oi, dar Domnul a fost cu Moise. După ce Moise crește și are parte de o educație aleasă și de confortul Egiptului și crește ca un prinț și cu statutul acesta de prinț, având la îndemâna lui toate bogățiile și frumusețile Egiptului, Dumnezeu îl ia și îl face să fie un fugar, un urmărit, un cioban și mai apoi cel mai important lider pe care l-a avut Israelul, recunoscut și astăzi, și legea lui și spusele lui sunt și astăzi pentru evrei litere de lege. Dumnezeu l-a înălțat. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ba mai mult decât atât, și Moise și Iosif nu sunt nimic altceva decât prototipuri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Și referitor la Moise, și Moise vine și spune, Domnul Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Vă dați seama cât l-a înălțat Dumnezeu pe omul acesta? Dar înălțarea vine după. Nu ai cum să-ți dorești să fii înălțat, să ajungi pe culmi spirituale, fără să treci aici prin vale. Nu ai cum să ajungi în poziții cheie, în locuri înalte, fără să treci prin școala aceasta. Nu se poate să treci și să sari peste niște etape, doar dacă le faci fără Dumnezeu. Și atunci ce folos? Atunci totul se pierde în vreme și în istorie. Înălțarea vine după. Dar avem și alte cazuri din Sfânta Scriptură. La un moment dat, tot în poporul acesta ales, Dumnezeu hotărăște să ridice un tânăr. Pe tânărul acesta îl face împărat și este cel mai cunoscut împărat pe care l-a avut Israelul. L-a înălțat Dumnezeu pe împăratul acesta nespus de mult. Oriunde se vorbește în Sfânta Scriptură, se vorbește despre acest împărat. Însuși despre Domnul Iisus Hristos, când se vorbește făcându-se legătură cu acest împărat. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Este vorba despre împăratul David. Dar David ajunge împărat după. După. După ce? Și aici așa vom vedea alte școli. La un moment dat Dumnezeu îl trimite pe prorocul Samuel și zice, du-te în casa lui Ișai, de acolo mi-am ales viitorul rege, viitorul împărat. Și Samuel se duce, îl cheamă pe Ișai, îi spune care este planul și ce cheamă-ți fii aici așa la masă. Și Samuel, un om duhovnicesc și spiritual, și mă gândesc să predic în curând despre din pasajul acesta, pentru că se potrivește o expresie de acolo
foarte bine cu vremurile noastre. Samuel, când îl vede pe întâiul născut al lui Ișai, știți ce zice? Bă, frumos îi, înalt îi, puternic îi, deștept îi, ăsta-i. Și Dumnezeu îi zice, hai să stăm de vorbă. Ce omul se uită la ce izbește, ochiul. Și trăim vremurile astea în care omul se uită la ce izbește ochiul. Ce mașină ai, cu ce ești îmbrăcat, cum a venit, cum e, ce și-a făcut, ce are. Ai, Doamne, ai milă de noi și îndură-te. Și trece rând pe rând, Ișai își trece fiii și la un moment dat Samuel zice, nu-i niciunul, dar zice, mai ai unul. Și acum, dumneavoastră, dați-vă seama cum era tratat David în casa lui. Cum era privit el în casa lui? Că atunci când vine un proroc la ei în casă, David nici măcar nu este săracul David. Desconsiderat de toți. Ișai cumva nici nu-l recunoaște parcă, dar zice, mai am unul, dar să-l chem pe ăsta. Și dacă ăștia ori arăta bine, ăsta ai. Dar nu, hai că-l chem. Și parcă-l văd pe David. Nici o caracteristică care să-l propună pentru a fi împărat. Și Domnul, știți ce zice lui Samuel? El este. Slăvit să fie Domnul. Desconsiderat de familie, lăsat să fie unde? De unde a venit David? Să știți că asta e cea mai importantă dintre școlile pe care le are Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să învețe pe cineva ceva, Dumnezeu îl trece pe acolo. Și vă pot spune așa, ce înveți de acolo, nu înveți niciunde. Ce înveți acolo, nu înveți niciunde. E adevărat că trăim vremurile acestea în care căutăm să acumulăm cât mai mult. Și sunt vremuri binecuvântate în care avem resurse la îndemâna noastră cum nu cred că a mai fost vreodată. Dar, dragii mei, unele lucruri nu le înveți din cărți. Niciodată. Veci. Unele lucruri nu le înveți la școală. Indiferent cât de mare ar fi și de recunoscut ar fi școala aceea. Unele lucruri nu le înveți de la profesori. Niciodată. Unele lucruri te învață numai Dumnezeu și le înveți de la Dumnezeu trecând pe acolo. Și de la oi, Dumnezeu ia pe tânărul acesta de la oi, din familia unde era desconsiderat. Aduceți-vă aminte de momentul celălalt în care David este făcut de tot râsul, în care își pune armura pe el și nici nu poate să meargă la război și să lupte. Un om de râsul tuturor, Dumnezeu îl ia și Dumnezeu îl face împărat. Ca să nu mai vorbim că ani de zile David a fost fugărit și a fost un fugar. Dragii mei, înălțarea vine după. N-ai cum să te aștepți să vină înălțarea așa, din senin. Înălțarea vine după. A fost pe paginile Sfintei Scripturi un om credincios lui Dumnezeu. Omul acesta, pe lângă faptul că era credincios, avea o demnitate extraordinară, la care ținea foarte mult. Era atât de demn, încât nici chiar înaintea împăratului, el nu își pleca genunchiul niciodată. El își pleca genunchii doar înaintea celuia care este Dumnezeu. El nu se închina în fața nimănui. Și la un moment dat omul acesta ajunge foarte jos. Îmbrăcat în sac și în cenușă. Un vrăjmaș îi pusese gând rău și în secret îi pregătise o spânzurătoare să termine cu el, să-l distrugă. Și dintr-un om condamnat la moarte, pentru că sentința condamnării la moarte a lui Mardoheu era dată, dintr-un om care stă acolo jos în sac și cenușă, dintr-un om nenorocit, dintr-un om care plânge, Dumnezeu îl ia și îl înalță. Vă aduceți aminte cum ce ar trebui să îi se facă omului pe care ar vrea împăratul să-l cinstească? Păi ui ce ar trebui? Să-i se dea haina împărătească. Să se ia
calul împăratului, să se urce pe el. Și cel mai important, să meargă înaintea lui pe străzi și să strige, așa se face omului pe care vrea împăratul. Dumnezeu înalță, dar înălțarea vine după. A fost un altul cu care Dumnezeu s-a lăudat și s-a mândrit cu el. Un om excepțional, credincios lui Dumnezeu în cele mai grele împrejurări. Dar peste omul acesta, la un moment dat, parcă au venit toți norii negri de furtună și toate valurile de necazuri din lumea aceasta au venit val după val peste el. Rafală după rafală peste el, încât omul acesta a ajuns să fie prăbușit. A ajuns să piardă tot, să fie jos, jos, jos de tot. Dar la sfârșitul vieții, Dumnezeu îl înalță pe Iov așa cum n-a fost niciodată. Dumnezeu îi înalță pe oameni, dar înălțarea vine după. Ce ar fi, și nu ne-ar ajunge timpul să le prezentăm pe toate, gândiți-vă la Daniel, din groapa cu lei, un tânăr la fel dus în robie. Imaginați-vă cum a fost inima lui, cât de frânt a fost el, cât de distrus a fost el. De ce credeți că ferestrele erau deschise spre Ierusalim? Tot ce iubea, tot ce îi plăcea, totul era acolo. Și acum este dus departe și ignorat și aruncat în groapă, dar Dumnezeu din groapă îl ridică. Și la fel îi oferă un rol foarte important. Al doilea în împărăție. Dumnezeu înalță, dar înălțarea vine după. Acum, dragii mei, eu mă opresc cu exemplele aici. Cred că am înțeles ideea că înălțarea vine după. Dacă vrem să fim înălțați și ne dorim cel puțin spiritual, ne dorim ca Dumnezeu să ne înalțe, țineți cont că înălțarea vine după. Nu este o altă cale. Nu este un alt drum. V-am pus înaintea dumneavoastră câteva exemple prezentate de Sfânta Scriptură. Exemplul care încununează principiul acesta și învățătura aceasta este exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost înălțat doar după. De vrei și tu, de vreau și eu să fiu înălțat. Să fim dispuși să trecem prin școala lui Dumnezeu. Auzim adesea și mai ne aducem aminte de acea frază din poezie care spune că pe flori în cer, dragii mei, alții au fost înălțați, dar uite cum au fost înălțați. Cum credem noi că vom fi înălțați? Doamne, îndură-te de noi! Și zic ca Dumnezeu să ne dea putere să-i rămânem credincioși. Închei prin a vă face o mărturisire. După ce eu am terminat școala, am fost convins de felul în care Dumnezeu m-a chemat, la fel de convins sunt și acum. Dar la un moment dat, pentru a putea trăi și eu și familia, a trebuit să muncesc. Și nu ușor, din greu. La puțin le-am spus asta. A fost momente în care am îngenunchiat în pădure și am spus, Doamne, Tu m-ai chemat să Te slujesc pe Tine. Și ce am ajuns să fac? Au fost momente în care n-am înțeles ce vrea Dumnezeu. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că acolo a fost școala. Și a trebuit să trec pe acolo. Dragii mei, înălțarea vine după. Nu știu ce va urma,
pentru mine, pentru dumneavoastră, dar vine după înălțarea. Iar de cumva acum treceți printr-un loc în care vă întrebați de ce treceți, printr-un moment în care pur și simplu nu-l înțelegeți, dați-mi voie să vă spun că știe Dumnezeu de ce treceți pe acolo. Și după vine înălțarea. Altfel nu se poate. Să ne ajute Dumnezeu să fim credincioși, indiferent de locuri, de vremuri și indiferent prin ce ne trece, să rămânem credincioși, că va veni într-o zi și înălțarea. Doamne, ajută-ne! Amin! Vă invit să ne ridicăm și fratele Titus va încheia. Doamne, te binecuvântăm pentru sărbătoarea în care noi ne aducem aminte de înălțarea Domnului Iisus Hristos și credem din toată inima că va veni o zi în care va veni și înălțarea noastră. Dar până atunci te rugăm să ne dai răbdare. Te rugăm, Doamne Tată, ca și pe noi să ne ajuți să împlinim cu credincioșie lucrarea pe care ne-ai încredințat-o, să fim niște ispravnici înțelepți și în felul acesta, într-o zi, să ne bucurăm de glasul acela care să ne spună rob bun și credincios. Până atunci însă te rugăm, ajută-ne Tu ca pe pământul acesta să fim martori ai Tăi. Ajută-ne, Doamne Tată, să așteptăm în răbdare felul în care Tu lucrezi și întotdeauna să-Ți mulțumim pentru că Tu niciodată nu rămâi dator nimănui. Binecuvintează seara aceasta, binecuvintează pe cei care au fost la închinare în mod fizic și binecuvintează pe cei care au fost la închinare cu noi în Duhul. Și acum, Doamne, ne încredințăm în mâna Ta și pentru noaptea aceasta, ne încredințăm pentru zilele care ne stau înainte și vrem ca mereu și mereu să ne bucurăm de prezența Ta. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că ne asculți. De aceea, primește, te rugăm, închinarea pe care ți-am adus-o ca biserică în această seară. Amin. Cântăm o ultimă cântare în cadrul acestei slujbe. Ne vom binecuvânta unul pe celălalt și apoi vom merge spre casele noastre. Nădăjduim ca mâine, după amiază, mâine seară să fim din nou în casa Domnului. Până atunci, Dumnezeu să fie cu noi.